Înainte să începem acest clip, aș vrea să vă spun că m-am reapucat de canalul de gaming și tocmai am postat un videoclip nou, așa că intrați pe linkul din descriere, abonați-vă la canal pentru că o să urmeze niște content foarte, foarte, foarte mișto de gaming pentru voi. Hai să începem! Salut, eu sunt Gami și astăzi sunt alături de Mihai de la Vrum Vrum Vlog și astăzi ne-am gândit să facem un vlog foarte, foarte interesant pentru voi. El este un pilot de raliu, dacă nu știți, intrați pe canalul de YouTube și abonați-vă pentru că face conținut foarte, foarte șmecher cu și despre mașini, fiind pilot de raliu, vă dați seama. Și astăzi eu, fiind foarte pasionat de mașini, am venit la el acasă să facem o cursă pe simulatorul lui de curse. Pentru că n-am carnet și nu pot să conduc mașini adevărate. Asta e. Hai să facem un tur al acestui setup. Avem aici volanul ăsta, forță, 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 scaun, GoPro ca să ne filmeze reacțiile, pedale, televizor și PlayStation. Și astăzi ne vom juca Gran Turismo să vedem cine este mai rapid. El este pilot, dar eu mă joc foarte mult pe calculator, jocuri cu mașini și am speranța că o să câștig. Pierzătorul va primi o provocare de la câștigător, deci ține-te bine că s-ar putea să vin tare. Înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canalul meu, să vă abonați la canalul Mihai, să vă abonați la canalul lui Zbâr care ne filmează. Hello! Și fără alte introduceri, hai să începem. Treci la treabă. Haide! Mamă, frate, deci nu poți. Nu băga mai acolo. De ce? Ai servo, frate. Pe vremea când erau Dacia de 1300 să băga mai. Așa amâna, așa se conducea. Haide. Bă, deci n-ai idee ce provocare o să-ți dau, frate, nu? Acum, redenimui, dar chiar încep să mergi bine. Bun! Haide, perfect! Complicat când mergi tare să și vorbești de el? Foarte complicat, nu... Mă gândesc de ce nu faci tu vlog de la raliuri. Hei, salut, sunt Mihai și copac! Doamne ferește! Da, e complicat să-ți coordonezi... Uite-l, frate, gaz și cu frână. Spune-mi, ai făcut vreodată accident de la raliu? Da. Nasol? Nu. Dar am sărit afară. Dar e mișto, să știi că e un sentiment interesant. Ce? Cum adică? E explozie de adrenalină, ce nu poți să o explici în cuvinte. Îmi imaginez, dar... O să-ți arăt niște imagini, să vezi cum am apucat să râd. Urla pe mașină. Nu pot să cred, jur. De râs? Da, de... Adrenalină? Da, e explozie. Dar ce ai făcut? Am ieșit pe o bucată de pământ, am ieșit pe într-un gard și până aproape de oameni. Mamă, dar chiar nu sunt multe accidente cu oameni la raliu? Bă, teoretic vorbind, dacă respect, vezi că e virajul, cu pricina. Mersi că mi-ai zis, ia uite. Asta zic, haide, 1:27! Așa zic de accidentul tău, frate. Nu prea se întâmplă dacă respecti ceea ce ți se spune. Adică, înainte de fiecare probă specială, sunt oameni ce se ocupă de asta. Și fac în așa fel încât să nu stai ca și spectator într-un loc ce, teoretic, ar trebui să sară mașina afară. Dar dacă ești prost și insiști, clar, poate să vină peste tine. Da. Dar nu știu, oriunde ai fi ca spectator, nu știu, să ai ghinion, să... Se întâmplă și la noi, s-au întâmplat multe. Și dacă ce se întâmplă? Uite, să vedem dacă dai cu mașina pe un spectator, doamne ferește, ce se întâmplă? Bă, teoretic vorbind, organizatorul are obligația să-ți asigure tot ce înseamnă partea de safety, de siguranță și teoretic nu ai nicio vină. Și gen pică pe organizator? Da. Păi asta e bine, adică oarecum. Da, oricum e un moment nasol dacă se întâmplă. Clar, clar. Păi și ce ai făcut? Ai sărit cu mașina afară și atât, nu? Da, și a luat foc mașina. Ah, ok. Dar ai lovit, n-ai lovit nimic, nu? Adică... Mamă, și ce vorbim, printr-un gard, nasol. Dar gen un copac, n-ai intrat într-un copac? N-am dat nimic pentru că ce mi se pare foarte tare, pe virajul ăla, în momentul în care mașina a plecat, am văzut așa că e un gard în partea stângă și am virat înspre gard și am ieșit prin gard și următorii ce au venit după mine s-au dat peste cap, pe drum, pentru că au vrut să rămână pe drum, știi? Ma. Eu am virat stânga și am zis, bag picioarele, luăm prin gard. Vede că se dă peste cap, mai bine prin gard. Da, nu mai complicat să gândești asta când ești în mașină. Clar, da, să clar. Cred că am fost inspirat. Hai să vedem, 1:33. Ești pregătit? Așa, așa, așa. Haide, dă-i, bagă mare. Haide, bossule, 1:33. Trebuie să faci 1:33 ca să-mi dai provocare. Doamne, sper să nu. Hai să vedem. Nu văd dreptul de viteză. Mamă, bine. Nu, nu. Bine. Vezi că vine provocarea, bossule, spre tine. S-a terminat. S-a terminat. Cineva așa provocare. Băi, nebun. Nu, nu pot să cred. Hai, uite, s-a dus pe al nostru. Te-ai dus, te-ai dus.
speram să te mai duci, haide! Bă, nu prea mai știu să mai duc, plătiu că... Bun, hai! Bă, binișor, dacă am încetuți! Da, am avut o viteză de parcurgere foarte mică acolo. Hai să vedem, îl iei sau nu? Bă, dar ce tare te-ai dus! Un minut 33, mă, vezi că ai deja un minut! Mamă, bossule, vezi că e grea asta! Bă, ce bine te-ai dus pe virajul ăsta! Incredibil! Bine, na, când ești pilot, acum mai înțelegi că... Dar fii atent că am greșit acolo și m-ai executat și s-ar putea să... Un minut și 20! Bă! 13 secunde! Fii atent că am luat-o! Mamă, 10 secunde! 10 secunde! 10 secunde! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Bine! Incredibil! Diferență de o secundă și... Bă, aproape! 300 de sutim d-alea! Bă, repede, ai mers o sumă oficială, bravo! Acum trebuie să vină provocarea, boșilor. Ești pregătit? Dar trebuie să ții în legal. Să ții în legal? Da. Bine, deci, provocarea mea pentru tine este... Nu cred că m-ai bătut. Da, provocarea mea pentru tine este așa. Trebuie să mergem într-o zi cu mașina ta de curse. Vrei să conduci? Pe circuit, da, ai ghicit. Dar știi că se poate să facem asta? Păi știu, de-aia și ziceam. Deci gata. Deci gata, voi îți vedea, dragilor, în vlogul lui Mihai. Aveți link-ul în descriere de la vlogul lui. Cum mergem cu mașina pe circuit. Să sperăm că nu se întâmplă nimic rău. Ai casco? Ai casco? Nu există asigurare așa ceva. Păi și ce faci dacă... Dar nu prea ai cum. O să am grijă de tine, că o să stau în dreapta ta. Forță, sperăm să mai facem vloguri după asta. Bă, la tare ai mers. Felicitări. Pe bune. Mersi. Chiar tare. Dragilor, hai să vă arătăm mașina lui Mihai. Hai. Și să vedeți în ce o să se dea fratele vostru. Avem treabă. Ok, dragilor, deci asta e mașina lui Mihai. Ia uitați-o în splendoarea ei. La bază e un E46, nu? Dacă e nu un E46, 3000 benzină. Stai, știi cum se deschide capota? Wow. Ia, vină cu acest zbâr aici. Asta e roata de rezervă? N-are nicio treabă cu ce trebuia să fie aici. Știi că-ți povesteam că nu are servul, nu mai are, tot e gol, e anulat tot. Wow. Hai să vedem interiorul, băieți. Corect. Deci, prezentare. Deci, mașina asta nu are cheie, nu are nimic. Mă mir că are clanțe, sincer. Uitați-vă un pic ce eleron are, uitați-vă puțin. Poți să dai un grătar pe ăsta. Și carbon, aroganță. Frumos. Un pic murdar, dar n-ai ce să-i faci. Hai să vezi în interior, vino încoace. Uitați-vă un pic la interior cum arată. Uitați-vă la faruri cum se aprind. Deci lipsește tot. Ce roll cage-ul. Frâna de mână, uitați-vă un pic la chestia aia mob de acolo. Uitați-vă un pic la schimbător, la frâna de mână, cum arată la volan. Dar arată cea mai faină chestie de la volan. Cea mai faină chestie? Trebuie să ții o. E ca mașina lui Mr. Bean. Sunteți pregătiți, da, băieți? Sunteți, da? Sunteți, da? Ia, vezi, bossul. Opa! S-a terminat. Vezi și ziceai că... Am închis ușa și gata, uite. Ce o să faci? Păi dacă-ți fură, cel mai bun, a tip furt, nici trebuie cheie. Ai luat ăsta și ai plecat, te-ai dus în casă, știi, auzi. Păi ce să faci dacă... Cum poți să furi tu o mașină fără volan? Nu poți. Deci Mihai, o să-ți dau volanul înapoi. Okay, ia-ți volanul de la mașină și pornește-ne un pic mașina, pentru că mi-a zis că nu se poate porni mașina asta doar cu cheie și cu ambreiaj. Nu are. E o... Ce nu are? Cheie. Am crezut că nu are ambreiaj. Hai, dă-ne o... Hai să vedem dacă pornește. Nu știu, pot să zic, dă-ne o cheie. Nu știu ce să zic. N-avem curent. Nu cred că n-avem curent. Nu. Nu, ce final dezamăgitor. Wow! Da. Dar veți vedea în vlogul lui Mihai cum o să mă dau eu cu mașina asta pe circuit după ce o să învăț să o conduc. O să fie o experiență mișto, garantez. Și eu sper. O să fie o experiență mișto, garantez eu. Mulțumesc, man. Așa, o să ne vedem peste câteva zile în vlogul lui, să ne dăm pe circuit, să facem totul frumos și cam asta e. Eu am fost Gami, altul de zbâr și de Mihai, iar noi vom vedea data viitoare. Keep in touch. Pa!